moldfootball.com, ultimele știri din fotbalul autohton, pe primul site de fotbal din Moldova. Atenție! Sectorul 6, rândul 5, locul 38, să se apropie de noi! Avem aici câștigătorul sau nu? Thank you.
Cum să-mi spun, a fost un meci amical. Noi am luat jocul în serios pentru că pregătim un meci foarte important al campionatului la Timișoara și cred că împreună am realizat un spectacol frumos aici la Chișinău. Ne bucurăm foarte mult că a fost Steaua primită cu entuziasm și cred că vom repeta acest meci și vom veni și altă dată pentru că, într-adevăr, ne-am simțit deosebit aici. Noi ne-am atins scopul acestui joc amical. Mie mi s-a părut așa o partidă reușită și de asta v-am spus că ceea ce ne-am propus până la urmă e ceva pozitiv. Este o diferență între noi și echipa Dacia Chișinău și era normal să fie și pe tabela de scor. Я думаю, что сегодня совсем другие причины, которые были у команды. Во-первых, я думаю, что мой помощник уже сказал, у нас было три полных дня отдыха раз. Во-вторых, после первой тренировки мы перешли на это поле. Люди, которые после разминки уже в раздевалке, уже жаловались на то, что ноги сели. Я их прекрасно понимаю. То есть ошибки от того, что полностью сели ноги. Переход на натуральный газон. Не, я думаю, что мы не так слабые, просто не повезло нам. Первый гол нелепо пропустили какой-то. Ну, Стиалова хорошая команда, отличная команда. Но я вам скажу, что мы тоже не слабые. Eu, din câte știu, sunt pe locul 2 la egalitate de puncte cu Șerif. Noi am jucat în cantonul din Turcia și cu Șerif, am câștigat și cu ei. Eu zic că sunt două echipe echilibrate, pot să spun. Cred că se vor lupta până la sfârșit pentru câștigarea campionatului. Cred că Dacia poate să câștige acest campionat. MOLFOOTBALL.COM. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.